Salutare toată lumea și bine am găsit la un episod din GTA 5 Online. Da, deci în acest episod merge la Vespucci Mask, așa se numește magazinul ăla, să ne cumpărăm o mască, poate ceva de Halloween, poate ceva șmecher. Hai să ajungem la sate, pot să dau 360-uri ca pe Sam? Oh, pot, nice! Ia. Yeah. Pot să dau 360-uri, ia? Ah, nu, o să-mi dau cu capul de mare piatră. Oh, capul de piatră! Bac! Ai, mi-am dat așa o burtă, vai! Ok, deci o să mergem la magazinul Vespucci, cred că așa se numește Vespucci. Și stai mini Cooper, băi! Nu! Ah, perfect, s-o opri fix pentru mine. Te las în stradă! Am lăsat o stradă pe săraca fată. Uite, eu și fugit. Fugi să nu calci alte mașini. Ah, stai. Ok, deci mergem, stați, 2000, mă? Ai, oh, what the fuck, nici n-am observat mașina aia. Să-ți 2000? Aoleu, hai că avem ceva de mers, băieții. O să iau pe faza. Ce faci, boss? Dai accident cu mine? Uite ce, doamne, bă, de ce nu trebuie femeile lăsate la volan? Că era chiar la femeie tip aia. Ai. Ok, mergem și, nice. Ok. Hai să luăm pe aici la dreapta. Dă-i tare, dă-i cu putință și dă-i tare cu putință. Mamă, iar mă plouă în cap, mă. Iar mă plouă, nu-i bine. Ok. Și da, mă, vă place seria de GTA 5, așa, știu că vă place. V-am zis, o să diversific canalul cu multe serii și Outlast 2 o să fie seria care o să o iubesc pe acest canal. De-abia aștept să apară jocul, chiar dacă am zis că nu îmi place. Aștept să apară foarte mult. Îmi place povestea, sper să fie legat tot de aceeași poveste, gen, sau e legat de altă poveste, abar, n-am jucat doar demo, nu se înțelege absolut nimic. De exemplu, nice car. De exemplu, ăsta merge cu mașina decapotată când plouă. Ah, mi s-a părut că e decapotată, lol. Păi, și nu e chiar mașina aia, zici că e aia din GTA 5. Nu știu dacă s-a făcut update, hopa. Yes, am luat-o. Oh, uite-l pe ăla. Ai, jos. Mamă, ce bulan a avut pișatul. Că nu l-am luat, că puteam să-l iau. Vai, și acum mă urmărește poliția și mai am 049 mine. Nu l-a luat la dreapta. Perfect. Nu, m-a văzut poliția. Fuck, really? Hai, colom pe aici. Am făcut și-o. Ah, n-am făcut încă. Am jucat de-abia 46 de minute, dar eu filmez deja de al treilea episod. Și alții filmează un episod cât filmez eu 3. Aia înseamnă lol. Hai să vedem. Salut, Vespucci Mask. Unde e la aia acolo, Vespucci, eh? Salut, Vespucci, lose the cops. Ai, trebuie să așteptăm un pic. Gata, salut, Vespucci. Bine, it's empty. Ah, frumos. Empty, what? Cum e empty, mă? Tot? Edit save. New items. Wow, edit saves. Cum nu ai, mă, nimic la magazin? Fă, uite cât e chestii, uite și măștile astea. Și alea, cum nu-i nimic faci? Uite cât e chestii frumoase ai, mă. Cum, bă, animals, biker. Bă, pășatule. Tu n-ai ce-ți trebuie aici, mă. Mai ce trebuie, mă, nesimțitule? Cum îți permiți așa ceva, mai? Ok. Hai să vedem. Tipul ăla n-avea acolo ce-i trebuie, măi, nesimțitul, măi. Cum își permite așa ceva, mă? Ia stai că să fac o șmecherie cu el. Oh, dar îmi pare rău, nu te-am văzut. Ok. Deci, Outlast-ul din păcate să apară prima dată pe Steam. Ceea ce nu o să pot să joc, că n-am de gând să dau 20 de euro sau cât o să fie pe un fucking joc single player care are gameplay de 3 ore. Pot să fac ceva mai inteligent cu banii, mai bine mi-i bag în CS pentru iteme, când știți că e o oră să bag banii în CS. O să bag banii în CS mai bine pentru iteme decât să... Oh, hai să nu-i dă price un break, hai cu aia, direct du-te, hai. Da, boss, no problem. Mergem de un price un break, big, price un break, big. Gata. Waiting on the host.
Gata, l-am cinstit și-mi dăm și un prize în bric, băieții. Oh, să mă întind un pic. Uite ce față are ăsta, vai. Bate la ușă, bă, cu mănuși de ala elegant. So, Mr. Crest said we should talk about work. But not here. But not here, da. Într-adevăr, but not here. Ăsta nici nu vorbește măcar. Se vărtevesc ca o nesimțită. Uite pe mine ce față de fraier am. So that's clear, it's not me you're going to be helping. And I want to understand that I am not involved. Just a bystander doing a favor. And this is not an offer of employment so much as an opportunity. And, well, anyway, that's just getting a bit technical, but the ce nu vorbesc? Sometimes our fair and legal justice system makes mistakes. And this is one such time. Here he is, Professor Maxim Rashkovsky. You know the professor? Used to be head of research for the army. 3 doctorates. Overconfident polymath, vain, Maxim Rashkovsky. Tedious, egomaniac, control freak, geneticist, weapons development, engineer, car nut, but definitely not a people person. Accused of espionage along with everything else? You don't remember? Well, lucky you. Exceedingly vain and self-absorbed man, brilliant at everything he does, yada yada yada, makes you want to yada yada yada. Goddamn traitor. I mean, he's a rat, but he pays. Rezenbrick went to work. Incarcerated for a crime he did commit, but, well, let's just say money talks and he's going to walk. So, we got a few things to get ready, all pretty straightforward. Do them one at a time, but any way you like. Standard op for a gov fact breakout, if you know what I mean. Rad. All right, first thing's a plane. Then we got a bus, and then, well, 2 things. We got the inmate transfer schedule and Rashkovsky's car. More on that later. Let me show you. We need a plane to get the professor out of the country. It's currently being used to traffic drugs by transnational street the Vagos. The bus is a standard Bolingbrook transport vehicle. The least traffic is on the route from Palito Bay. All right, that's where you're going to be able to get a hold of one. You can get a hard copy of the inmate transit schedule at the LSPD's Mission Row station. Go in unarmed. No, boss. You might not have a problem. That's a 2-person job, max. The other 2-hander is our guy's prize Casco. We believe it's about to be shipped to Korea by a luxury car theft ring. Okay. Mr. Crest said you guys are at least semi-competent. Yeah, you better be fraier, ola. Professor Rashkovsky pays well. Uite-l pe ăsta! Ce, mă? Ești retarat la mai dăm heist-o? Ui, și careva? Bă, ești nebun. Bă... E și fraierul ăla. Aoleu, mă. Aoleu. Gerald, ce mă stă? Alright, for the host, așa... Nu vreau. Nu mă stă. Bă, frate. Ai, ce țigan, mă. Ce țigan, ce țigan, ce țigan, ce țigan. Ce pornește, mă? Bă, stai, fă, stai, fă! O, mersi de mașină, nigga! Ok. Hai să vedem, bă, am încercat să dau un heist. Nu s-a reușit, nu s-a reușit, ok. Nu am reușit. Asta e cea mai faină mașină, după părerea mea. Ce mai faină de aici. S-o speria fraierul, bă, bă. Ia să vedem cum crește, uite aici, 80 la oră prin oraș. Ce l-am pălit! Bă, deci nebun, mi-e place că jocul ăsta te bușești, dar nu se întâmplă nimic cu mașina asta, îmi place. Bă, încercam să dăm un rob, dar nu reușim aparent. Nice game, ce să zic. Nu intră un prost. Nice, mă, o fi ieșit în timpul videoului, dar nu s-o văză, știi? Gen, puteam să ies și eu, dar... De unde să știu eu că el a ieșit, știi? Hai să vedem aici cât costă un apartament.
că vreau să fac niște bănuți acum. Dacă făceam heist-ul ăla, poate luam și eu bănuți. Stai să-mi un pic. Așa, trebuie să fac și eu. Deci. Hai să zicem aici, apartamentul ăla cu 500.000, mi se pare. Cred că aici. Ia uite aici. For sale, ia uitați. Aici. 400.000. What? Vreau să zic, we didn't shut up and help us the one most. They can living space 100 of miles, doesn't really matter. I just like it's new, or something expensive, doesn't need to be nice or useful. We are perfect match, what are you waiting for access to your survey? Și asta... Și că era... Oh, 10 locuri de mașină, nice, boy! Da, nu, oricum n-am bani, doar m-am tras și eu o privire. Salut! Ah, oh, fuck, am dat una la asta, scuze. N-am vrut, îmi pare rău, cum zicea profa aia de la... Doamne, profa, cum zicea aia de la grădiniță. Educatoarea, fraiere, hai, pune-i frână, fraiere. Damn it, bă, am și o idee asta, asta ce face, frate? What? L-am nimerit! Oh, rect! Dacă asta se ridică... Ia, îl călcăm încet, opa! Îl călcăm încet pe cap, hai tra... What the fuck? Cât de ciudat a fost chestia, lol! Ok. Îl călcăm încet pe cap, hap, tra-la-la! Ok, păi... Păi, frățiorilor, păi. Hai să mergem sus. Ah! Ce-i Bester, mă? Bă, frate, nu zici mie Bester, dă-te... Na, uite, rip capotă. Măcar puteam să o pun înapoi, dar nu, că ea se duce ca proastă. Ok. Am încercat, de fapt, să dăm un rob heist. N-am reușit, din păcate. Asta e, că sunt... Oh, salut! Și acum să vină să zic că da, mi-ai tras un glonț în mașină, am văzut un motor frumos acolo. Ce mai de vreodată, s-o bușit și-o... Da, s-o bușit și-o ieși... What? Ai, ce căcat. Fucking idiot. Unde am murit? Uite acolo. Nu vreau motorul înapoi. Dacă ăla vine înapoi, acum la mine, mă piși pe fața lui de fraier. Ia uite mă motorul. Așa, mă. Uoleu. Dă-i, cum vei dezvă? A, are sânge pe ăla, că mă omor prostul ăla, mă. Ia stați, opa. Ce faci, boss? Eu vreau să merg pe motor ca... Ohohoho, stant. Bă, lasă-mă, bă, pace, ce disperat. Bine, măcar alea pe el, polidear pe mine. Prepare for vehicle stolen challenge. Și mă, trebuie să furăm... vehicule, mă. Aaaa, lăsă barul! Joc realistic, dai peste unul cu motorul, dar tu nu pățești nimic, doar el se duce la mama naiba. Realistic e jocul ăsta, bă. Nu, am o idee, no, asta nu se poate, am o idee. Du-te cu ideea înainte, tra-la-la-la-la. Bă, ești idiot la cap, am dat mare fail. Bă, ești... Bă, cât, ce vine să trebuie, frate, să zbor? Nu vreau să zbor pe cealaltă parte, știți?
Băgăm așa, o să prindem viteză mai mare. Așa, ia, stați un pic. Nu, dar vreau să ajung pe cealaltă parte, dar Milene, să ocolesc așa că o să fac metoda mai clasică. Na! Că am făcut o lată. Și acum să zicem că am zburat. Bă, ni putem să facem parkour. Nu, nu te arunca, nu te arunca! Ok, asta a fost ciudat. This was... puteam pur și simplu să nu urcăm pe aici, dar a fost foarte greu, frate. No parking, ok, no parking. Ați. Interesant. Ia să facem niște parcuri, băieții. Opa! Ok, asta a fost ciudat. Nu pot să-l direct pe asta, really? Da, să-l și pe asta, mă. Nici că suntem în Toy Story. Mi-am amintesc când jucam jocul Toy Story. Ăsta nu-i stare să urce pe un perete, frate. Să mor eu de... Ăsta e mai prost decât... Nu știu. N-am idei de nume acum. Uite, puteam să urc pur și simplu pe aici, asta-i. Urc pe aici. După urc acolo. Easy money. Mă, mai știu când eram în clasa 4-a, mă. Și educatoarea nu ne lăsa gen cu jocuri, cu acțiune pe telefon, nu cu acțiune, cu bătaie, na. Și unul avea Mortal Kombat pe telefon și eu la telefon, nu știu, nu telefonul, mă, idiotă-s, mă. Pe PSP-uri de-alea, nu pe telefon, pe PSP-uri, nu știu cum se numeam, uite, idiotă-s, mă. Și nu ne lăsa cu jocuri de-alea, ok, nu știu ce e de față, nici nu ne lăsa cu jocuri de-astea, știi? Și... Eu jucam GTA, practic, și eu, câinele se apropia de mine, intram repede într-o mașină și mă plimbam și ziceam că sunt jocuri cu mașini. Da, deci, alea erau cele mai jumătate de vremuri, mă. Ok, păi, sper că v-am luat acest episod, fraților, nu ezitați să apăsați pe butonul de subscribe la canal dacă vreți mai multe episoade de GTA 5 în continuare, asta e, mă, marș, mă. Still the most vehicle, zici, am vrut să... Ok, deja unul, fraierul ăla care... Mă omoră pe mine, mă, pișatul ăla, mă. Ia, hai să vedem, mai face careva? Mi-e place că nimeni nu participă. Uite, bă, ce disperat să mor eu. Puteam și eu, dar nu prea... Nu prea. Știți, ia, hai să... Mamă, ce disperat, coiță, ești nebun, am făcut și eu unul. Mă rog, sper că v-a plăcut acest episod, fraților, din GTA 5 online. Ce să zic, frate, na, sper că mai vreți și voi episod în continuare, pentru că, na, eu când filmez episodul ăsta, nici primul episod nu e măcar postat, dar l-am filmat din avans ca să am, știți că tot timpul când mă apuc de o serie filmez din avans, de obicei, știți? Deci, oricum, sper că v-a plăcut acest episod, fraților, nu uitați să apăsați pe butonul de subscribe la acest canal minunat și ne vedem data viitoare. Bye, bye!